cu litera, restul amănuntelor cu siguranță o să le vedeți voi. Doamnelor și domnilor, dacă n-ar fi fost coleg cu noi la Antena 2, dacă n-ar fi fost un om cu biblioteci întregi citite, cu siguranță ar fi candidat la postul de zeu al iubirii. Oreste Teodorescu. Oreste nu e zeu, nu? Zeu al iubirii, zici. E, ai fi putut fi la un moment dat zeu iubirii. Al înțelepciunii. Nici măcar. Da, corect. Dacă n-ar fi fost zeu înțelepciunii, ar fi fost al iubirii, cu siguranță. Oreste, bună seara. Te salut. Mă, sper să nu se împace și Badea cu Turcescu. Adică, asta e ultima mea credință, ultimul meu reper. Acolo cred că e un război sincer. Nici nu știu dacă e vorba de un război, ci doar de o confruntare de idei. Ați văzut ce tare dirija Badea pe melodia lui Turcescu? Deci Turcescu vrea să câștige Eurovisionul, voi ați văzut? Vai! Voi ați ascultat piesa aia? N-am apucat. Dacă va cânta în uniforma de colonel, poate. Tu ai auzit versurile? La mine. Vreau să știu și eu ce fumează Turcescu. Deci dacă îmi spune și fumează Turcescu... Dar și Bendeac s-a apucat de cântat, Mihai, ai văzut? Cum? Bendeac s-a apucat. Mă, întâmplător, Bendeac știu ce fumează. Nu fumează. Hai să mergem mai departe. Bună seara, Oreste. S-au întâmplat o grămadă de lucruri în lumea asta, dar vezi, cumpăcările astea bruște din mondenul românesc, n-am mai apucat să vorbim despre ele. S-au mai întâmplat. Adică eu cred că, spre exemplu, demisia papei sau ceea ce va urma în perioada următoare, alegerea unui nou papă, e mult mai important pentru destinul planetar decât soarta cuplului Bianca Drăgușanu-Victor Slab. Da, depinde unde te situezi tu ca și beneficiar al informației. Îți mulțumesc că îmi dai ocazia să fac așa un anunț în emisiunea din 1, adică imediat după 28 februarie. 1 martie, da? Da, imediat după 28 februarie, ziua în care își va anunța... O să ofer mărțișoare prin televizor, spunem. Nu neapărat, am invitat-o pe Tana Roșca, poate cel mai titrat și intelectual astrolog de la noi. Am înregistrat emisiunea cu adevărat foarte interesantă, pentru că în harta nativă a cardinalului Ratzinger, că după 28 februarie nu va mai fi Papa Benedict, sunt scrise niște configurări astrale acolo extrem de revelatorii pentru toată biografia lui și mai ales pentru deciziile din ultima vreme pe care le-a luat. Păi, dar nu vreau să intru prea mult în amănunte, așa îți mulțumesc că îmi dai voie să fac un cross-promotion, deci, la tine. Tu, practic, dezvălui ce stă scris în harta... Eu mai puțin, ci invitata mea, Tana Roșca... În matricea lui Papei. Pot doar, pentru că nu vreau să abuzez de generozitatea ta. Uite, dau în premieră o știre foarte importantă. Astrograma lui Obama este foarte asemănătoare cu astrograma Papei. Sunt aceleași planete... Obama e la al doilea mandat, tocmai... Sunt aceleași planete... Tocmai... Ei, din punct de vedere comportamental și a deciziilor pe care le iau sau le-au luat, sunt foarte asemănători. Și cu asta o să încheiem subiectul. Mai multe în emisiunea mea de vineri. Deci cum e, frățioare, să aștepți ani de zile să demisioneze Băsescu, să demisioneze Papa, să demisioneze Obama? Da, nu mă Băsescu să se țină atât de bine. Din păcate, demisia nu se molipsește. Președintele Băsescu a fost în vizită la cardinalul Ratzinger, sau mă rog, hai să-l mai numim încă Papa Benedict, și s-a declarat foarte impresionat. Eu m-am bucurat crezând că s-a declarat impresionat de actul de demisie pe care Papa l-a luat, dar se pare că nu asta l-a tușat pe președinte. Știi foarte bine că eu nu sunt un adept al teoriei conspirației, însă nu pot să cred că Papa a plecat pur și simplu așa de bătrâneți. Eu nu cred orice mi-ai spune. Eu am mai spus-o și o să o repet la tine. Mă bucură foarte tare că totuși poate pleca pe picioarele lui. În istoria papalității au mai plecat papi în timpul exercitării funcției pontificale, dar cu picioarele înainte. Faptul că, iată, consistoriu apostolic acolo, cine știe ce tenebre se ascund în istoria atât de tumultoasă a Imperiului Roman, transfigurat de Constantin cel Mare în Biserica Catolică, foarte mulți papi care au vrut să se rupă, care au intrat într-un conflict personal cu dogma, au plecat, dar au plecat definitiv. Bun, dar acum hai să studiem, vorbim și noi
Nu-ți dai seama, ca profan. Suntem mai catolici decât papa, dacă vrei. Din păcate am ajuns, noi ortodoxi am ajuns mai catolici decât papa, ceea ce e trist. Papa Ratzinger a fost un papă liniștit până la urmă. Da, și uite, lucruri pe care... Nu a intrat în conflicte majore. Lucruri pe care noi aici le știam mai puțin, dar presa italiană, cu precădere Corriere de la Sera, a scris foarte mult despre programul reformator al papei Benedict. Adică de aici, de la distanță, părea o întoarcere nemeritată în timp față de minunatul program pe care papa Ioan Paul al II-lea l-a lansat în toată activitatea lui pontificală și părea cumva că Benedict e retrograd față de progresistul papa Ioan Paul al II-lea. Dar sunt foarte mulți, eu am stat de vorbă cu foarte mulți italieni și chiar clerici catolici care mi-au zis că nici vorbă de așa ceva. Dimpotrivă, papa Benedict a încercat să continue și ba mai mult decât atât, chiar avea un plan de a chema pe mai mari lumii la Vatican, e posibil ca și de aici să îi se fi tras, pentru a le propune o redistribuire a banilor planetari, trăgând concluzia că e mult și prea multă și nemeritată sărăcie pe planetă și că banii sunt concentrați în prea puține mâini. E foarte posibil ca politica asta dulce pe care pontiful s-o fi dorit să o implementeze în sistemul bancar și în sistemul financiar să fi deranjat pe niște băieți. Spune-mi, în structura bisericii catolice, cât de puternic este papa? Că bănuiesc că sub el există niște cardinali, există cum este niște... și președintele structura unei țări. Adică eu cred, sincer, că el este puternic, dar mai mult ca o interfață. Adevărații conducători sunt întotdeauna în umbră și nu știe nimeni. Asta vroiam să întreb. Adică ar fi putut fi, un papă jucător. Nu vreau să zic o lovitură de stat, o lovitură de papă, dar ar fi putut fi cineva care să-l mănânce, să-l forțeze să plece de la Vatican? Măi, hai să pornim întâi cu faptele. Sunt anumite fapte care au turburat foarte mult în ultima vreme Biserica Catolică. Au fost nenumărate acuze de inginerii financiare. Știi foarte bine că acum nici două luni Vaticanul a fost blocat pe tranzacțiile bancare online, pentru că Vaticanul nu a găsit de cuvință să se ordoneze după directivele Uniunii Europene în ceea ce privește sistemul bancar. Și atunci a existat un moment destul de penibil în care mii de turiști veniți să viziteze Vaticanul n-au putut să plătească prin card. Și lucrul acesta a declanșat un scandal financiar. Au fost acuzații de pedofilie foarte grave la adresa unor cardinali din lume. Lumea sau opinia publică a avut o poziție foarte virulentă împotriva abuzurilor anumitor clerici din Biserica Catolică. E foarte posibil ca între tânăra generație și dogmă, și asta se observă și la noi, uite că a fost un sondaj de opinie care a arătat că Biserica Ortodoxă a pierdut aproape 20% din încrederea populației în doar un an sau doi. Bine, acum dacă suntem ipocriți o să spunem că nu știm de ce. Evident că știm de ce, tot din cauza unor abuzuri a unor înalți clerici și fețe bisericești care în loc să slujească pe Hristos își sluzesc propriul burtihan. Corect. Au și burțile foarte mari unii dintre ei. Și e posibil, sunt două curente aici ca să închidem un pic subiectul papei. Pe de o parte, e posibil ca el să fi dorit mai mult decât alții și atunci i s-a pus în vedere, bătrâne, ai 85 de ani, nu vrei mai bine restul zilelor să ți se întâmple în liniște? Și atunci el politic o să zic, domnule, mă simt obosit și psihic și fizic, nu mai pot. E un răspuns foarte elegant, diplomatic, de ieșire din orice fel de situație. Asta este o variantă sau altă variantă, îngrijorați cumva de aceste pierderi foarte mari pe care mai ales tinerii catolici nu mai sunt ei atât de seduși și de atrași de dogma asta foarte rigidă de la Vatican, să se fi încercat o înlocuire, și o să vedem asta, actualului pontif cu unul mult mai tânăr, mult mai dinamic, mult mai capabil să se întoarcă cumva către lume. Cam așa cum a fost Obama în America. Cam așa cum a fost Obama. Știi că s-a și spus, pornind de la profeția celebrului călugăr creștin Malachia din Irlanda, care a avut o poveste despre toți pontifii foarte interesantă, da, pentru că ele s-au adeverit. Sigur că acum, în ultima săptămână, au apărut și profețiile lui Nostradamus, care Nostradamus ar fi știut că papa Benedict urmează să plece. Da, acolo profeția este că ultimul pontif de la Vatican va fi negru. Acum eu aici interpretez ușor altfel, adică nu cred că se referea la culoarea pielii,
Și e posibil să se fi referit la culoarea sufletului. Adică, adică să fie un antipapă, ăsta ultimul există să pară. Există și profeția aia care spune că ultimul papă va arde Roma. Da, adică Balachia spune că orașul celor șapte coline, adică Roma, va fi distrus odată cu ultimul mandat al ultimului pontif. Mai există și profeția a treia de la Fatima, care cumva ar spune că sfârșitul Bisericii Catolice se va întâmpla atunci când pe frontispiciul Bazilicii Sfântului Petru nu o să mai fie loc de pictat următorul pontif. Și cam cu Benedict se cam încheie, se cam termină spațiul destinat. Malachia spune că ultimul papă se va numi Petru, ca primul, știi că orice început are un sfârșit. Și este acel cardinal de culoare, nu? Da, pe care îl cheamă Petrus. Da, el, sigur, când îl cheamă pe el, n-are importanță, el va fi tuns monahal și va căpăta numele de pontif. Dacă va fi Petrus Romanus, așa cum spune Malachia, înseamnă că suntem într-o predicție. Dar e foarte interesant, toate profețiile Sfântului Malachia s-au adeverit. Păi adică, da, mă rog, el nu a dat nume acolo, el a dat niște simboluri definitorii pentru cariera papilor. Da, Papa Ioan Paul al II-lea a fost al semilunii, Benedict al ramurii de măslin. În istoria creștinismului există foarte mulți văzători în duh. Să nu uităm că și în peisajul ortodox sunt foarte mulți, care, printre care și iată patriarhul de drept al neamului românesc, Arsenie Boca, le-a avut și ele s-au adeverit. Arsenie Boca a spus că se va sfârși cu comunismul în 89, el a făcut niște predicții apropo de vremea de după 1989, care sunt foarte actuale. Eu cred că sfinții, toți avem, toți în potențial suntem sfinți, în dinamică suntem mai dragi, așa, dar în potențial avem tot ce ne trebuie. Bun, acest sfânt Malachia, pe care îl vedem în fotografie, a făcut următoarea profeție, că după Papa Benedict al XVI-lea, o să vină Petru Romanul. Și a pus egal cu sfârșitul lumii. Cu sfârșitul lumii catolice, totuși trebuie să... Adică, eu nu pot să cred că, până la urmă, Papa este cel mai mare conducător de pe planeta asta. Măi, dacă ne gândim că, totuși, până la Mussolini, papii numeau regii, e posibil ca Biserica de la Vatican să fi fost cea mai mare instituție de putere din lume, din lumea occidentală, și până în momentul. Instituție care ascunde atât de multe secrete. Se știu legendele despre biblioteca de la Vatican. Tu ai putea să ne spui mai bine cât de multe secrete sunt ascuse acolo. Eu nu cred că se poate sfârși așa repede cu Biserica Catolică. Nici eu nu cred. Eu cred totuși că orice are un început, cu siguranță în timp, are și un sfârșit. Biserica, dacă citim Apocalipsa Sfântului Ioan, Duhul lui Dumnezeu ceartă cele șapte biserici ale sale. Sigur că geografic ele sunt în Turcia. La Odiceea, Efes, Smirna, toate astea sunt în Turcia. Dar de acolo, nucleul acesta de credință care a devenit religie dogmatică s-a răspândit aproape în toată lumea. Uite, catolicii au 1,5 miliarde de adepți în toată lumea. E posibil să se termine tipul acesta de model și el să fie ori schimbat, ori din interiorul lui să se producă o înlocuire de predicate. O să vreau să vorbim după vreau pauză. Vreau să-ți mai spun un singur lucru, ca să vezi că istoria se repetă întotdeauna. Sunt teorii, nu neapărat conspiraționiste, care spun că renașterea s-a născut tot în laboratoarele Vaticanului, că au existat niște călugări deștepți care au zis, bă, nu mai putem așa, că nu mai păcălim pe nimeni și atunci trebuie cumva să ținem și noi pasul cu lumea. Adică urmează o reformare. Exact, cred, asta vreau să vorbim după pauză. Ce ar însemna o lume fără papă? Pentru că, în primul rând, prima senzație când am citit vestea demisiei sau plecării papei a fost așa un sentiment de dezechilibru. Adică parcă planeta s-ar fi înclinat puțin. Cu papa acolo știam că e ceva sigur, că aveam un reper. Da, ce înseamnă dezechilibrul ăsta? Aș vrea să vorbim după pauză. Rămâneți la Răi, da, buni. Sunt niște lucruri grave de vorbit astăzi. Așteptăm și întrebările pe Facebook-ul Răi, da, buni. Natalia stă cu ochii pe ele. Ne întoarcem. Bună
seara, bine v-am regăsit la Raida. Bun, interesant saltul ăsta cu camera de la gambele Rodică, e la discuția despre papalitate. Da, asta înseamnă televiziunea, da, un pic de aia, un pic nu, de aia, da, un pic e de aia. Chiar sugestiv cadru, pentru că, cum spune Solomon în Ecleziastul, totul e deșertăciune. Totul e deșertăciune, da. Așa că suntem în spiritul care trebuie. Spuneam că așa am simțit-o eu și așa am văzut că a simțit foarte multă lume demisia Papei ca pe un dezechilibru. Adică, nu știu dacă Papa mi-a influențat mie viața în mod direct, dar era unul dintre reperele pe care le știam bine fixate acolo. Mama, Papa, cu siguranță, familia. Papii au puterea să ne modifice chiar și nouă non-catolicilor destinul și nu fac altceva decât să vă reamintesc sau să ne reamintim cu toții, comunismul s-a prăbușit și datorită, sau în primul rând datorită Papei, Papa Ioan Paul al II-lea, care era polonez, care a sprijinit sindicatul Solidaritatea al lui Jaruzelski în Polonia. Care practic de unde a plecat toată prăbușirea blocului comunist. De unde a plecat năruirea cărămizilor din zidul ăsta artificial între lumi. Noi, sigur că vorbim întotdeauna foarte frumos despre Helmut Kohl, despre Jacques Chirac, despre François Mitterrand, despre Gorbaciov, dar uităm, îl uităm din ecuația asta prăbușirii comunismului, taman pe autorul moral. Papa Ioan Paul al II-lea. Papa Ioan Paul al II-lea. Pe de altă parte, cred că Papa Benedict, încă Papa Benedict, nu poate fi comparat, adică un papă precum Ioan Paul al II-lea, cred că se naște odată la câteva sute de ani. Da, dar e nedrept să încercăm să-l comparăm pe cineva cu altcineva, mai ales că n-au avut același timp de a demonstra ce sunt și ce pot să facă. Papa Ioan Paul al II-lea a stat o vreme. Știi cum e? E ca și cum te duce pe postul lui Messi la Barcelona după Messi. E adevărat, e greu. Dacă ar exista îngăduința de a-l lăsa pe un jucător un an, doi, trei, patru să confirme, atunci putem trage concluzia mai lămuritoare după un anumit timp. Eu mi-amintesc că încă de la ungerea sa pe scaunul pontifical, Papa Benedict a beneficiat, între ghilimele, de o presă foarte proastă. A fost acuzat că a fost membru SS, el nefiind decât un simplu soldat Wehrmachtul german. Era german, l-au înrolat băieții în armată, dar n-a făcut parte din trupele SS. A fost acuzat că e, nu știu ce, conspiraționist mason care vrea să distrugă biserica din interior. Posibil, da, să fi fost mason, dar în niciun caz un conspiraționist care să dorească ruinarea bisericii. De asta, că tot vorbeai mai devreme de o anumită teorie a conspirației, și eu recunosc că am căzut destul de ușor victimă acestor. Adică asta aș vrea să înțeleg. Predicate. Probabil în viața asta n-o să aflăm dacă demisia lui Papei Benedict a fost forțată sau a fost voită. Eu cred că o să aflăm, pentru că nu mai e o taină pentru nimeni. Dacă ne amintim că timpul nu este altceva decât unitatea de măsură care permite gândului să devină realitate, s-a comprimat cumva timpul și atunci și gândurile noastre devin mult mai repede realitate și atunci adevărul iese mai repede la suprafață decât în alte vremuri. Cred că o să aflăm, până morim și vom ști. Pe de altă parte, înfricoșător nu este că a plecat Papa de la Vatican. Înfricoșătoare sunt toate aceste profeții care spun că ceea ce ne așteaptă, adică e o perioadă a ultimului Papă, e de fapt un început al unui sfârșit al lumii. Da, dar au tot fost începuturi și sfârșituri de lume. Hai să ne gândim doar la faptul că noi pe planeta asta nu suntem distribuiți egal. Gândește-te că în Africa primordială nu s-a întâmplat nimic. Zici că suntem încă la începutul lumii. Încă sunt triburi necunoscute. Și în Amazonul ăla, că e imens, știm câte ceva, 15-20% din ce se ascunde în pădurea aia fabuloasă de început de pământ acolo. Dar mai sunt și sunt tot felul de exploratori care și astăzi, în 2013, se miră descoperind tot felul de populații cu tot felul de credințe ca la începutul lumii. Și atunci eu cred că și astăzi, dacă s-ar duce un japonez hipertehnologizat undeva într-un trip din ăsta primordial, ar putea să pară un zeu sau chiar un extraterestru, mai ales dacă va coborâ dintr-un elicopter ultra-simandicos. Și aș vrea să ne amintim și de faptul că Papa Ratzinger era neamț. Adică, da, aici, dacă nemții au pierdut un papă, înseamnă că se întâmplă ceva. Da, uite, Germania în ultima vreme a fost locomotiva Uniunii Europene. Angela Merkel poate
să fie avut așa ca omolog pe Margaret Thatcher mm-hmm. în Anglia de detalia domniei sale. Nici cancelarul Angela Merkel nu se simte ea foarte bine, în sensul că partidul domniei sale și în general dreapta germană e și ea la apus. E posibil ca odată cu Papa Benedict de origine germană și cu plecarea de la putere a Angelei Merkel să se producă și în Germania o modificare de perspectivă geopolitică. Aș vrea să citesc, nu știu câtă încredere să oferim acestor profeții. Aș vrea să citesc, nu știu câtă încredere să oferim acestor profeții. Sigur, Nostradamus, pe verificate, a fost un vizionar, a fost un profet. Acum depinde cum s-au tradus profețiile lui, catrenele lui. Sunt 5 profeții pentru anul 2013 ale lui Nostradamus. Îmi spui cât credit să oferim fiecăruia dintre ele. Prima profeție, Papa Benedict al XVI-lea va muri sau va fi îndepărtat. Nu se vorbește despre demisie, atenție, ci despre moarte sau îndepărtare. În general, demisiile ascund de multe ori și altceva. Astfel, profeția Sfântului Malachie va deveni adevărată, iar următorul papă și ultimul va fi un papă negru. Tu ai spus că nu neapărat de culoare. Da, aici trebuie să fim atenți la nuanță, că mm-hmm. un papă negru poate să reprezinte și un antipapă, nu neapărat un papă. Sunt doi cardinali de culoare care au șanse să preia. Acum, oricât ne-ar fi de greu, fiecăruia dintre noi, dar au demonstrat-o americanii și împreună cu cei de la IBM au făcut timp de 10 ani cercetări asupra ADN-ului și au tras concluzia științifică de data asta că pornim cu toții de la o familie, aceeași. Uh-huh. Și că ADN-ul nostru a suferit modificări în timp și în funcție de zonele climatice unde ne-am așezat. Deci asta cu culoarea... Asta că toți suntem negri, asta vreau să spun. Și dacă stăm un pic mai mult la soare, e o demonstrație că se poate declara că suntem negri cu toți. Și atunci dacă vine un papă negru e... Să nu ne speriem. E corect, adică doar diferența de culoare ne situează cumva în tabere diferite. Noi suntem același om, sângele e la fel de roșu, mm-hmm. foamea e aceeași. Dar crezi că Vaticanul sau, mă rog, dar au mai fost papi de culoare. Prelația ar accepta acum, în 2013? Păi de ce să nu accepte din moment ce au mai acceptat de-a lungul istoriei, când istoria era mai dură și mai rigidă decât astăzi? Au mm-hmm. mai fost, cred că vreo doi în istoria papalității, au mai fost doi pontifi de culoare. Am înțeles. Dar crezi că cineva e interesat de secretele de la Vatican? Da. Cred că în emisiunea asta am vorbit mult despre cele mai secretizate locuri din lumea asta. Păi, una e biblioteca de la Vatican. Gândiți-vă că începând cu Ignațiu de Loyola, ordinul iezuit a devenit, dacă vrei, vârful de lance al expansiunii științifice și oculte a Bisericii Catolice. Iezuiții, spre deosebire de alte ordine monahale din catolicism, sunt foarte deschiși către știință. Și este foarte posibil ca toate manuscrisele confiscate de Biserica Catolică de lungul istoriei să fi fost experimentate de iezuiți. Uh-huh. Și atunci, din punct de vedere al unor descoperiri științifice, măcar din punctul ăsta de vedere, și ar fi interesant pentru toată lumea, ce știau iezuiții, de exemplu, pe la vreo 1700, lucruri pe care noi le aflăm abia acum, după experimentul de la CERN. Cu siguranță, iezuiții erau poate cei mai buni astrologi din lumea occidentală, cei mai buni numerologi, cei mai buni cabaliști. Da, acolo, în biblioteca de la Vatican, pe lângă multe lucruri științifice... Cred că e și un laborator acolo, mai secret decât toate celelalte. Asta vreau să spun. Acolo se mai ascund și niște crime îngrozitoare care s-au petrecut de-a lungul istoriei. Păi dacă ne gândim doar la familia Borgia și ne cuprinde disperarea, pentru că... Uite, hai să adică e cineva interesat de pe planeta asta în momentul ăsta? Unul dintre marii conducători ai lumii, știut sau din umbră, care ar vrea să pună mâna pe secretele de acolo? Sunt două, că vorbim de demisii. Au fost vreo 4 în istoria Bisericii Catolice, 2 dintre ele foarte controversate. Una pe la vreo 1215 sau 5, nu mai rețin exact, când un pontif a demisionat întrucât predecesorul său, adică cel mai înalt cardinal de după el, l-a cumpărat. I-a zis, băi, prietene, îți dau bănuții ăștia și hai că nu mai am timp după tine. Pe bune? Dă-i drumul de aici că vreau și eu să ajung pontif. Și asta a fost un caz care a turburat toată lumea medievală a perioadei respective. Iar în 1415 erau 2 papi. Era un papă la Avignon și un papă la Vatican. Papa de la Vatican a avut o idee foarte creștină și foarte corectă. A zis, băi, nene, hai să ne dăm demisia amândoi.
ca până la urmă să se aleagă un singur papă, că dacă splităm și încă o dată Biserica Catolică după Marea Schismă și așa mai departe, se năruie mai repede. Deci tulburări și lupte pentru putere între cardinali au fost. Deci niciun papă, până acum în istorie, nu a plecat de bunăvoie. Și nesile de nimeni. Prea, adică acum gândește-te tu, pune-te tu în situația în care ești ales de Consistoriul Apostolic, de între toți cardinalii ăia ești ales papă. Este misiunea vieții tale, adică tu pentru asta poate te-ai născut. Adică eu nu cred că noi ajungem în pozițiile în care ajungem dacă nu suntem predestinați să ajungem acolo. Și atunci nu văd niciun motiv. E foarte posibil, hai să adăugăm și al treilea scenariu, e foarte posibil, nu putem să fim abuzivi, să zicem că nu există posibilitatea asta. Într-adevăr, Papa Benedict să fie la vârsta domniei sale obosit, da, și psihic și mental. Să ne aducem aminte că Papa Ioan Paul al II-lea a slujit până în ultimul moment. Da, au existat papi care au murit în scaun. Au murit acolo, în scaun. Se poate și asta. Acum și depinde... Cât de multă lume putea să strângă Papa Ioan Paul al II-lea, chiar dacă el abia mai vorbea. Da, pentru că el transmitea o căldură nemai întâlnită până la el. El împreună cu cardinalul Rustigi al Parisului, contemporan cu Papa Ioan Paul al II-lea, au făcut ceea ce n-a făcut Biserica Occidentală niciodată. S-au împăcat cu iudaismul, s-au împăcat cu islamul, au oficiat slujbe comune, atât în sinagogă cât și în moschee. Ba mai mult decât atâta, Papa Ioan Paul al II-lea a făcut mea culpa în numele Bisericii Catolice pentru Inchiziție și pentru nazism, spunând că Pius al XII-lea ar fi trebuit să deschidă larg ușile bisericilor catolice pentru evreii prigoniți și surghiuniți de către naziști, ceea ce nu s-a întâmplat. Acum, trecând la următoarea profeție a lui Nostradamus pentru anul 2013, citesc așa: activitatea solară ar putea ajunge la un nivel care n-a mai fost atins niciodată în istoria sa. Foarte corect. Dacă intrăm pe simplu, pe site-ul de la NASA, NASA ne oferă în timp real fotograme ale exploziilor solare din fiecare minut. Fiecare minut este monitorizat de NASA. Și într-adevăr o să vedeți acolo că în cercul desenat, cât timp radiațiile solare sunt în circumferința respectivă, sunt normale. De la un timp încoace, radiațiile sunt mult peste cercul de siguranță de acolo, ceea ce demonstrează că radiațiile solare sunt mult mai mari decât au fost până acum. E adevărat asta. Asta e un pericol pentru Ni se atrage atenția mai în glumă, mai în serios, în fiecare vară, să nu ne expunem foarte mult la soare, căci lucrul acesta poate fi periculos. Eu, fiind un vamaiot de ani și ani de zile, eu de undeva din aprilie mai o cam tai la vama vechi. Cum a putut să ardă soarele anul trecut în mai, nu s-a întâmplat niciodată. Luai foc la 6-7 dimineața pe 1 mai. Dar uite-te ce iarnă am avut. Zici că e o primăvară continuă. Este. Bun. Aș vrea să vorbim puțin și despre ploaia asta de meteoriți din Rusia. Și a fost pe bune un fenomen natural sau... Păi iară am văzut tot felul de... Asta e filmarea, celebra filmare pe care ați văzut-o săptămâna trecută. Iar se împart teoriile. Sunt oficiali de ruși care spun că nu e vorba de o ploaie de meteoriți, ci de un atac din partea Statelor Unite. Asta din partea americanilor. Este un scenariu. Alt scenariu care a fost luat în discuție și pare destul de credibil și el este că sateliții sovietici au ieșit din uz. Sunt sateliții pe boltă încă de până anii 50-60. Uh-huh. Care au și ei un termen de valabilitate și e posibil să se fi prăbușit câțiva sateliți. Desigur, tot pe teritoriul Uniunii Sovietice, pentru că sunt sateliți sovietici, evident. Asta ar fi o altă teorie și alta, poate cea mai credibilă dintre ele, este într-adevăr că s-au prăbușit niște meteoriți. Meteoriții cad, asta știm dintotdeauna. Omul a desenat încă din preistoria sa pe peșteri obiecte căzând din cer. Chiar și în nordul Mexicului există o legendă foarte interesantă, cum că zeii au venit într-un bolovan care s-a prăbușit din cer, bolovanul s-a deschis și de acolo au ieșit niște ființe care au învățat pe băștinași, astrologie, numerologie, agricultură. Adică, nu știu, mi se pare un scenariu prea bine realizat. E un meteorit care până la urmă, sau niște meteoriți care până la urmă a explodat într-o zonă prea puțin populată. Nu e o zonă prea puțin populată, este o zonă strategică. Acolo este foarte posibil să fie un Roswell al rușilor.
pentru că acolo pe timpul sovieticilor a existat un poligon secret. Ei spuneau că de experimentarea armelor neconvenționale pe care Uniunea Sovietică le avea și ea în cursa asta teribilă pentru înarmare în conflictul cu Occidentul. Și, hai să zicem, partizanii teoriei intervenției extraterestre asupra civilizației umane spun că nu întâmplător toate astea s-au prăbușit exact pe poligonul ăla unde posibil să se fi testat sau să se încerce să se testeze anumite arme nucleare. Să fie un avertisment. Băieți, nu vă jucați cu forțe. Crezi în teoria asta unui atac american? Adică... Nu, nu, cu siguranță nu cred asta, pentru că între ruși și americani, cel puțin din 47 de la Teheran, există niște pacte internaționale și recunoscute de ambele puteri din totdeauna. Există un parteneriat geostrategic nealterat până acum între ei. Și gândește-te la următorul lucru. Dacă bomba de la Hiroshima și bombele de la Hiroshima și de la Nagasaki au avut cam de 10 ori intensitatea suprafaței solare ca energie, noi astăzi avem cel puțin 19 focoase nucleare de 10 ori mai mari decât bombele de la Hiroshima și de la Nagasaki, adică de 100 de ori cât suprafața, cât se emite ca și căldură pe suprafața soarelui. Gândiți-vă că o bombă din asta, un buton roșu apăsat de unul mai puțin cu boii acasă, e pa. Eu nu vreau să zic că toate astea sunt semne care anunță ceva, dar nu știu, parcă până acum câțiva nu aveam atât de multe semne într-un interval atât de scurt. Băi, a fost demisionează un papă, un da, fulger deasupra Vaticanului. Demisionează, cade fulgerul pe el acolo. Aș vrea să ne dați poza cu... care nu este prelucrată, atenție. Înțeleg că este o captură dintr-o filmare. Mie mi-a povestit, asta a fost explicația. Mi-a povestit un prieten italian, că sigur că am stat de vorbă cu el despre toate astea, și a confirmat faptul că fotografia este autentică și a fost surprinsă de un fotograf care a stat vreo 10 ore acolo, el văzând că există fulgere și tunete pe cer și a așteptat omul, a avut această intuiție, fotograful a așteptat să vadă dacă se întâmplă, s-a întâmplat, a surprins fotografia și cred că s-a îmbogățit. Bun, fotografia sigur că a fost analizată și răsanalizată, e clar, nu este o făcătură. Nu, adică este nu e un Photoshop. Chiar deasupra turlei. Bine, acum nu ne-am hotărât dacă fulger. Ce a apărut asupra Casei Poporului, că știi că a apărut o lumină bizară, au descoperit-o englezii. Am văzut ieri. Asupra Casei Poporului. Unii au zis, haide domnule, case sunt extraterestre din specia Photoshop. E posibil să fie și asta, dar încă nu știm. Am văzut și fotografia. Bine, acolo a fost verdictul foarte repede dat. E o reflexie a luminii din Casa Poporului, ceva de genul ăsta. Da, și când e o pată verde deasupra. Și când s-a prăbușit în 47, primul OZN la Roosevelt, n-au venit băieții să spună că e un balon meteorologic. Nu sunt prea multe semne așa într-un interval prea scurt de timp? Ba da, pentru că întotdeauna între lumi a existat o comunicare. Și lumea cealaltă, superioară lumii de aici, a dat întotdeauna semnele ca oamenii să se pregătească, să-și amintească, să se întoarcă la cele curate și cele sfinte, pentru că dacă ne amintim că a existat turnul Babel și Dumnezeu a hotărât ca turnul Babel să se năruie și ca un singur popor care locuia pe pământ să se spliteze în atât de multe neamuri, să se uite limba unică pe care o vorbeau înainte, acum sigur că dacă luăm rădăcinile alea din trei cuvinte, 80% sunt cam aceleași. E posibil să ni se fi dat toate semnele de-a lungul istoriei ca noi să ne revenim pe drumul cel bun. Se pare că și noi suntem foarte încăpățânați și ne dorim să ne întoarcem la ceea ce Dumnezeu ne-a hrăzit. E posibil să ne afundăm într-un abis foarte mare. Bun, acum de la fulgerul de la Vatican aș vrea să trecem din nou la meteoritul din Rusia. Rusia până la urmă este una dintre puterile lumii și datorită faptului că are niște sisteme militare foarte bine puse la punct. Adică radarele rușilor n-au putut să detecteze căderea meteoritului? E aceeași întrebare. Radarele americanilor n-ar fi putut detecta avioanele alea care au dărmat World Trade Center-ul și o aripă din Pentagon? Acolo se zice că nu știi traiectoria avionului, nu știi pe unde o ia avionul. Da. Da, e o întrebare bună. E o întrebare bună. Sunt iarăși două variante mari de răspuns. Ori toată specializarea asta rusească e o gogoriță, cum a mai fost în anii 60 americanii când au survolat hangarele cu niște avioane invizibile, au survolat hangarele Uniunii Sovietice, au rămas cruciți câte bombardiere sunt acolo. Și oamenii au zis, bă, rușii sunt cu 10 ani înaintea noastră, am îmbolinat-o, trebuie să facem ceva.
peste vreo 10 ani au descoperit abia că erau doar carcase de bombardieri și alea erau doar de a impresiona pe americani. Acum, dacă ne gândim că americanii au pretins că au fost pe lună, ceea ce n-au fost, pentru că nu flutură, doamne, știm și noi că nu există atmosferă pe lună, n-avea cum să fluture steagul, că nu e vânt acolo. Una la mână, doi la mână, dacă Neil Armstrong a fost primul care a pășit pe lună, cine l-a filmat? Că nu e, dacă l-a filmat cineva, înseamnă că operatorul e primul care foarte bună filmarea cu Armstrong. Prea bună filmarea, adică n-avea, adică avea oia o rezoluție în anii 60 atât un de HDMI de n-ai un HDMI atât de pixelat încât să surprindă profunzimi acolo într-o atmosferă fără într-o lipsă de atmosferă, adică trebuie să înțelege și un pic de fizică și de optică. Nu se poate fără lumină să surprinzi atât de clar o imagine. Și rușii pe lună. Și rușii în contrapartidă au zis, da, domne, dar noi am zburat cu Laica, cățelușa Laica. Păi de ce n-a mai zburat nimeni după aia? Adică dacă am ajuns pe lună în 60, de ce n-am ajuns până acum? Păi trebuia să colonizăm luna acum, nu? Erau și glumele alea. Deja trebuia să fie McDonald's pe lună. Da, e și gluma aia că noi vedem doar o jumătate de lună pentru că suntem în partea asta comunistă, pentru că pe partea cealaltă scrie deja Coca-Cola. Absolut. Da, mi se pare foarte pasivă reacția NASA după ploaia asta, căderea meteoritului. Mă rog, a anunțat că meteoritul avea, nu știu cât, 17 tone, 17.000 de tone sau ceva de genul ăsta. De obicei, nu, 17 metri și 10.000 de tone, da, greutate. De obicei nu se inflamează instituțiile mari când se întâmplă un asemenea eveniment, pentru că după ce Orson Welles în 38 s-a jucat un pic cu invazia extraterestrilor la radio, probabil încercând americanii de pe atunci să ne pregătească că e posibilă marea întâlnire de gradul 3, au fost oameni care de teamă s-au aruncat pe geam, adică au murit niște oameni. Ca să înțeleagă toată lumea, Orson Welles a citit o piesă de... A citit o piesă lui Welles, dar el în timpul piesei, la un moment dat a întrerupt înregistrarea și a zis, domne, un reporter a venit, domne, e ceva îngrozitor, sunt aici, văd, drag, nu știu ce. Era o ficțiune pe care americanii au luat-o de bună. Eu tare mă tem că nu era o ficțiune, cred că reacția a fost atât de neașteptată a oamenilor, încât americanii au zis, bă, nu suntem pregătiți să acceptăm această informație, hai să o dăm că a fost o farsă. Hai, acum, pe bune, hai să te spun o întrebare, că noi lucrăm și noi în televiziune de multă vreme amândoi. Crezi că poate cineva de capul lui, adică tu de capul tău, fără să înștiințezi pe nimeni la Antena 2, ai putea să faci o emisiune în care la un moment dat să spui, să scoți din buzunar așa un extraterestru care să vină și să... Da, voi n-ați văzut faza cu Horațiu de la Acces Direct când cădeau meteoriții? Nu? N-ai văzut-o? Eu la faza cu Horațiu... S-a întâmplat acum două săptămâni. Nu mă pot uita. Hai că ne întoarcem să vă povestim ce zice NASA despre ploaia asta de meteoriți. Bună seara, bine v-am regăsit la Răi da Buni. În timp ce lumea arde, baba se piaptănă, cam asta a fost reacția NASA după ce a căzut meteoritul în Rusia. Adică NASA e un fel așa de CNA, adică la televizor se întâmplă toate mizerile, CNA-ul mai vine și mai... Eu înțeleg poziția NASA. Amendă din când în când, mai dă o pălmuță. E o instituție cu credibilitate, dacă mai NASA puțin să zic ceva, ce a spus NASA, că mi se pare foarte interesant, a zis, știți ce se întâmplă? A trecut un fenomen ca asta, se întâmplă odată la 100 de ani. Adică a zis, trăiți liniștiți, de acum înainte sunteți feriți. Da, slavă Domnului că nu au fost victime foarte multe, am înțeles. Mă rog, s-au spart niște geamuri. E posibil ca și rușii să aibă cumva dreptate să fi testat unii vreo treabă. Că acum, eu nu cred că o poziție ca a unora dintre oficialii ruși ar fi putut să treacă de cenzura de la Kremlin dacă nu exista măcar și acolo un procent cât de mic de adevăr. E posibil, totul e posibil. Îmi spunea Florin Zanfirescu într-o emisiune de-a mea, mintindu-și de bunica lui, și o citesc de fiecare dată, mi se pare excepțional. Spunea bunica mea, un om foarte simplu, când auzea că te-o trăznaie de asta, că a ajuns omul pe lună, zicea, da, maică, se poate. Odată i-a spus, domne, o să vină extraterestri, cum comentezi? Se poate, maică, se poate. Se poate. Continuăm profețiile pe repede înainte, profețiile lui Nostradamus pentru 2013. Vor fi foarte multe cutremure ca și în anii anteriori, unele din acestea putând atinge intensități incredibil de mari. În Japonia au tot fost, Fukushima e contestat. Deocamdată anul ăsta nu s-a întâmplat ceva, păi ceva grav, anul, dar suntem abia în februarie. Lumea
se va afla, ca să înțelege și titlul pe care l-am pus astăzi, lumea se va afla în pericolul izbucnirii unui război mondial, spunea Nostradamus despre 2013, mai mare decât al doilea, totul depinde de deciziile corecte ce ar putea fi luate la timp. Conflictul nuclear cu Iranul ar trebui să ne îngrijoreze pe toți, mai ales pe noi, pentru că noi suntem aici un cap de pod al NATO. Dacă, Doamne ferește, se va întâmpla un război între lumea occidentală, din care și noi facem parte, și Iran, România va fi parte, va avea o partitură importantă și atunci să ne rugăm la bunul Dumnezeu să nu se întâmple asta. Până acum am fost așa, cam pe margine în toate conflictele. Am fost oarecum... Cred că de la conflictele globale de după 1989 nu mai suntem chiar la margine. Câți soldați au murit în Afganistan, câți soldați au murit în Irak. Acum Dumnezeu știe ce se întâmplă în teatrele de operațiune acolo. Și ultima profeție din cele 5 ale lui Nostradamus pentru 2013, vor avea loc distrugeri masive în zona San Francisco, Los Angeles, San Diego din Statele Unite, California, care e unul dintre cele mai bogate state, dacă nu cel mai bogat din America. De asemenea, vor fi afectate masiv și alte zone ale lumii, ca Chile, Australia, Japonia, Alaska și coasta vestică a Europei. În timp ce noi aici ne lăfăiam într-o căldură în ianuarie, în Statele Unite au fost niște zăpezi aproape fără precedent. Așa e. Au fost regiuni întregi îngropate, efectiv, sub zăpadă. Acum, cercetătorii militari, ca să introducem și o altă teorie în ecuație, spun că zăpada de la americani e consecința rușilor, rușii spun că meteoriții sunt consecința americanilor. Marile puteri se suspectează întotdeauna, apropo de războiul geoclimatic. Noi știm foarte bine, sau mă rog, știm, bănuim destul de intens că la Harp acolo se întâmplă tot felul de experimente geoclimaterice. Am mai vorbit noi despre asta și cred că o să mai avem ocazia să vorbim. Noi doar am făcut așa o imagine despre ce se întâmplă în momentul ăsta și v-am spus, prea multe semne ca să nu anunțe ceva iminent. Sper să fie de bine. Mulțumesc mult, Îți mulțumesc și eu foarte mult. Zeul iubirii a fost astăzi la noi. Mă străduiesc să fiu un om normal. Se mută, se duce să-i spună la mulți ani lui Mihai Țăneșu la sinteza zilei, la Mihai Gâdea. La Mihai Gâdea. Succes! Noi mai avem multă treabă astăzi. Fetelor, ocupați-vă de pacient. Așa, e bine. Trece... Trece pe la noi în seara asta Celia, o să ne cânte live, va fi așa un moment de liniște, de împăcare, de echilibru.